Buzăul se află în topul județelor din regiunea sud-est în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Este concluzia conducerii Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, care a prezentat recent un bilanț în ceea ce privește implementarea programului operațional regional în zona de sud-est a țării. În ceea ce privește județul Buzău, care este unul dintre cele 6 județe din regiunea de dezvoltare sud-est, am avut un număr de 82 de contracte de finanțare, în valoare de aproape 60 de milioane de euro. Dintre acestea, aproape jumătate, un număr de 44 de proiecte, au vizat zona de micro-întreprinderi, iar celelalte proiecte au vizat zona de beneficiari publici. Locul fruntaș ocupat de județul Buzău în privința atragerii fondurilor europene nu se datorează însă instituțiilor de stat, ci a firmelor din sectorul privat. Vorba de cele 44 de micro-întreprinderi, dar și de proiecte care au vizat infrastructura de turism. E vorba de două structuri de cazare, un complex turistic și un camp, care au fost finanțate prin programul Regiu. Pentru creșterea gradului de accesibilitate în zonele turistice, în județul Buzău a fost finanțat prin programul Regio un singur proiect, reabilitarea unui drum județean cu o lungime de 57 de kilometri. La capitolul Servicii de Sănătate, autoritățile buzoiene au accesat fonduri pentru 4 proiecte, prin care au fost modernizate și dotate ambulatoriile Spitalului Județean de Urgență Buzău, Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, Spitalului Orășenesc Nehoiu și al Spitalului de Boli Cronice Smeeni.